Începând de săptămâna viitoare, fostul suprefect de Olt nu-l va mai avea șef pe premierul Dacian Cioloș, ci pe al doilea om în stat, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. El va reveni pe funcția din care a fost detașat la numirea pe postul de suprefect. În prezent, o să mă reîntorc de unde am fost detașat, adică la Parlamentul României, ca expert parlamentar în cadrul cabinetului președintelui Senatului. Emanuel Oproiul a fost numit în funcția de suprefect la finele lunii martie 2014 la propunerea conducerii UNEPR, partid al cărui membru fusese. Înainte de numire, acesta era angajat al Parlamentului României.